Este licențiat al Facultății de Filozofie, secția Sociologie-Politologie, promoția 1995. Titlul tezei de doctorat, Ipostaze sociologice ale propagandei și manipulării. Între 2001 și 2002 a fost redactor șef al revistei de cultură Timpul. Din 2013 a inițiat și organizat anual Festivalul Filit, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași. La alegerile legislative din 2016 a obținut un mandat de senator de Iași din partea USR. Dacă un străin m-ar întreba ce s-a întâmplat cu România după Revoluție și până în prezent, i-aș face cadou cel puțin trei cărți de ale dumneavoastră ca să înțeleagă cel mai bine. Unde, așa cum am spus, tratați de la perioada de după 90 și angoasa părăsirii și găsirii unui loc de muncă, părăsirea sistemului de stat, apoi migrația, iată situația copiilor rămași acasă. Sunteți în prag de lansare, avem o nouă carte, Pâlpâiri. La ce să ne așteptăm de la Pâlpâiri vine cumva în continuarea romanilor mele anterioare. Raiul Gândilor era despre ce se întâmplă cu o mahala într-un oraș mic imediat după Revoluție. După aceea, Sunt o babă comunistă e despre nostalgia unei bătrâne care nu a avut o funcție foarte mare în comunism, dar pe fondul tranziției complicate din România începe să regrete vremurile de altă dată, Ceaușescu, fabricile, stabilitatea, apartamentul, butelia și toate celelalte. Și tratează problema asta a nostalgiei paradoxale după o dictatură. Nu poți să înțelegi cum se poate întâmpla asta, dar citind cartea înțelegi. După aceea, fetița care a jucat de-a Dumnezeu e importantă prin prisma asta a fenomenului migrației și înțelegem ce se întâmplă și cu ce plecați la muncă acolo. Am făcut documentare, am fost în Italia, am stat de vorbă cu oamenii care dorm sub pod la Tiburtina, la Roma, am dormit la niște muncitori acasă și am făcut chef cu ei și am aflat lucruri multe de la ei care se află acolo în carte. Deci, care e viața lor acolo? Ce se întâmplă cu copiii rămași singuri acasă? Și acum, în cea mai recentă carte, în Pâlpâiri, aflăm ce se întâmplă cu satul românesc actual. Ce se întâmplă cu satul românesc după emigrația rural-urban din anii industrializării, anii 60-70 în România, după emigrația, după exodul ăsta în Occident pentru căutarea unui loc de muncă, ce se întâmplă cu satul ăsta îmbătrânit în care generațiile practic nu mai comunică între ele, fiindcă sunt două generații dislocate la rând. Asta creează un hiatus important pentru o comunitate care se bazează pe legătura între generații și pe o cultură orală care se transmite din gură în gură. Oricând ai deja două generații dislocate, asta înseamnă că, de fapt, satul pe care îl avem noi acum nu mai are, ce o să întâmple în următorii ani, o să vedem și mai mult, nu mai are nicio legătură cu satul interbelic și cu valorile tradiționale, pentru că nu mai are cum. Toate dislocările astea de populație și de rupturi, dublă ruptură intergenerațională, schimbă radical datele problemei și cumva aflăm spiritul satului contemporan, care sunt transformările. Bine, totul cu o poveste, totul cu umor, așa cum fac eu de obicei, adică nu-i sec. E cu multă sociologie infiltrată acolo. Aș putea spune că e cel mai simpatic curs de sociologie rurală, dacă vreți, cel mai, știi, mai pe înțelesul. Și în același timp, pentru cunoscătorii și iubitorii de literatură, e de literatură pură și dură, așa, e și un metaroman, află înăuntru de ce. Sunt foarte multe paliere pe care se poate citi cartea și am vrut să fie așa, pentru că eu cred că o carte bună se adresează pe lungimi de unde diferite categoriilor de cititori diferite. Chiar dacă nu mai plouă, cerul este în continuare gri și curenți de aer rece trec imprevizibil. Nemulse oile spiară și se îngrămădesc unele în altele. Lemnele țarcului sunt ude, iar baliga bătătorită de pe jos s-a muiat. Pantofii mei sport clefă emojicește prin terciul de baligă.
Cu dexteritate, Romeo deblochează intrarea în strungă și începe să le dea drumul una câte una, când la intrarea din dreapta, când la cea din stânga, dar Moș Anton mulge mai repede, așa că în dreapta merge mai repede. Patinez pe parecă, îmi pierd echilibrul și calmă. Întind fulgerător palmele, zeama rece și galbenă îmi sâșnește printre degete. Nu mă grăbesc să mă ridic, evaluez situația. Mi-e frică să nu patinez din nou și să dau o adevărată reprezentație. Costeluș râde de se prepădește. Sihlizește deja că urechile mari și roșii. Zoaia a trecut de pânza pantalonilor și a ajuns la genunchi. Terciu îmi dă târcoale tacticoase. Trei oi îmi dau târcoale tacticoase. Una din ele își apropie capul de-al meu și mă privește drept în ochi. O privire care nu spune nimic. Îmi calculez centrul de greutate și hop, mă ridic fără niciun alt incident. Primul impuls este să-mi șterg mâinile de blana oi, dar nu mă fac. Mă curăț de turul pantalonilor. Costeluș fluieră zgomotos și tot încearcă să pocnească din haravnic, dar nu face decât să împrăștie în mod exploziv mizeria în toate părțile. Oile becăie și strănută, altele fornei ca un sugar răcit. Costeluș îmi face semn să cobor în partea din valea țarcului, unde sunt câteva pâlcuri de mioare. Mă țin grijuliu de gard și cobor. Oile sunt ude și plăștite, câteva tremure de frică. Mă bag între ele și fac pe viteazul. Strig. Mă ignoră. Așa că încep să le împing cu mâna. Trebuie să le risipesc și să le fac să urce către strungă, dar sunt mai încăpățânate decât îmi imaginam. Ori poate sunt pur și simplu slabe de minte. Nu pricep deloc ce vreau eu de la ele. Mă enervez, mă țin de gard și încep să le împing cu piciorul. Dar ele se mută doar un pas mai încolo, cu ochii în pământ. Le spun cu frumosul ce trebuie să facă. Există animale care înțeleg vocea umană, dar se pare că nu e cazul ovinelor. Atitudinea lor are ceva de gelatină, se dărnicește orice impact fizic, îl înmoaie, îl asimilează. Costeluș îmi strigă că rămâne fără oi în strungă, să mă grăbesc. Mă desprind de gal și mă având voinicește, intru între ele cu furie, împind cu toate forțele, alunec și cad în genunchi, dar nu mă las, strâng din dinți și împing, izbesc, împing, niciun rezultat.